Salutare tuturor, sunt Cristi și astăzi revin cu un nou episod din modpack-ul de pe Technic Launcher. Test pack please ignore, episodul cu numărul 3. Mă rog, asta e episodul cu numărul 3,1 pentru că am mai încercat odată să filmez și gen un minut așa și nu prea a mers, adică a mers, dar crash, înțelegeți voi. Oricum n-ați pierdut mare lucru, am transformat clay-ul cu nisipul și cu gravel-ul pe care l-aveam aici, știți că aveam ceva gravel, mai am oricum. L-am transformat în grout și l-am pus la prăjit, pentru că vreau să mă ocup în episodul ăsta să fac smelterul în partea asta, o să-l fac. Nu vreau să-l fac de parte de căsuța asta. Am craftat chestiuțele astea. Din ce mai aminteam eu că trebuie să fac și am căutat asta, stați așa. Am văzut că poți să faci chestii gen astea, gardurile colorate, că mă tot întrebam cum se fac gardurile colorate într-o serie, în seria cu banana de Hexit. Mă întrebam cum se fac gardurile colorate, așa mă și bâlbâi, mă scuzați, și am văzut că se fac din chestii de genul și astea n-am nici cea mai vagă idee cum se fac, ok, shaped crafting, stai, nu așa, asta e, și astea cum se fac, bun, măcar am văzut cum se fac chestiuțele astea, bun, acum înapoi la treaba noastră, vreau să vedem cum să facem Arontinkers Construct. Ok, bănuiesc că asta e. Da. Pam 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 pam. Acum caut cartea pe care am lăsat-o acolo în chest să văd cum se face. Pam 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 pam. Ce asta? Potion launcher, what? Ok, las asta. Pam 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 pam. Ok, nu e cartea, sau cel puțin n-o văd eu. Oh, goddammit. Smeltery controller, what? Seared brick, what? Oh, ok. Deci poți să faci așa. Uite aici. Văd. Materials and you. Oh, diary of a tinker. Ia, stai. Asta, așa, și o hârtie. Așa. Așa și așa. Bun, mă așteptam să fie cumva ceva de genul. Vreau să mă duc să fac rost de un... De ceva sugarcane pentru hârtie, pentru că ne am... De fapt, nu am. Nu că am. Am nevoie. Dacă tot e să zic că am ceva. Ok, văd pe aici niște stupi. Ok, trebuie să merg pe margine și să mă uit ca disperatul după... Nenorocire tădaia de sugarcane, nenorocire de sugarcane. Bun, dar chiar am luat și iron-ul în inventar la mine, nu știu de ce. Trebuia să-l fie și un chest. Îmi place asta. Cherry wood. Dropează și cireșe dacă spargi astea, frunzele. Iar ceva să dropeze gen o cireșe așa din prima. Ok, nu merge. Cel puțin nu știu dacă merge. Bun, 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 bun. Văd acolo un ceva, un râu care pare o formă ciudată. Și holy fuck, chiar nu găsesc... Chiar nu găsesc... niște sugarcane, frate. Hai că nu era chiar așa de rar. De fapt, nu e chiar așa de rar sugarcane-ul. Oh my fucking god, ok. Ok, avem și pe aici ce să vizităm. Uf. Bun. Drace, când am fost în partea cealaltă la aduna de clay să dea naibii, dacă am fost atent să văd dacă găsesc ceva, mamă, cerea să mă duc. Oh, avem piatră roșie în partea asta. Holy fuck, chiar nu găsesc nici pic de sugarcane. Aolea, păi se putea, frate, se putea. Ziceam eu atunci când am aruncat cartea aia, lăsați că facem, noi o craftăm și pe urmă ziceam, bă, dar poate nu găsesc
nu o să mai găsești sugarcane. Dar nu, nu-i bai. Ok. Atunci bănuiesc că o să mă folosesc de wiki și de... Stai, ce e asta? What? Ce căcat caut asta? Cum? Băi! Sunt un dobitoc. Sunt un fucking dobitoc. Am avut impresia că asta e chestia aia cu Open Block sau nu mai știu cum e se numește. Mă rog, cealaltă carte. Chiar mă întrebam de ce e la mine în inventar. Mi-am amintit, dacă craftez o chestie de asta, pe care trebuie să o iei din prima carte, îți dau automat a doua carte, ca să vezi mai departe ce trebuie să faci, deci nu trebuie să o craftezi în mod neapărat. Deci, teoretic, eu... Dacă îmi dăteam seama de asta, sau dar dacă mă uitam în inventar și vedeam că am chestia asta aici, nu mai trebuia să mă duc să caut cai vest pe pereți. Bine, tot o să trebuiască să... ce caută clei aici? Stai să luăm dacă tot l-am găsit, că o să ne mai trebuiască. Mai am eu ceva clei, dar cu cât mai mult, cu atât mai bine. Bun. Acum, revenind după momentul ăsta al meu de retardism. Așa și poate să le iau. A, uite și aici încă două bucăți de clei. Sau 4, 5. Bă, da, e ceva. Limestone. Ce-i cu atâta clay în partea asta? Nu e sub apă? Nu zic, nu pot să zic că mă plâng în mod special, dar hei, ciudat. În fine, să luăm și asta. Și hai înapoi la căsuța noastră pe care, bineînțeles, o să o găsesc după Dead Point, pentru că am uitat să pun de-asta Waypoint. Da, cred că așa e, Waypoint, nu știu. Checkpoint? Să te atraci. Nu mai vine nimic acum. Ah. Băi, deci gândiți-vă și voi că eu aseară am filmat 3 dimineața și după aia m-am culcat, am dormit bine, nu știu ce, m-am trezit ok și acum și acum sunt ok, sunt fresh, n-am nimic. Foarte ok, nu? Foarte nu ok, foarte ciudat. De fapt, stai, nu, atunci eram ok, acum... De exact ce ziceam. Acum sunt ok, sunt odihnit, dar tot zic căcaturi de genul. Bun. Acum hai să vedem. Aici am murit, deci în partea asta pe undeva e mina și încolo trebuie să fie casa, cred. Sau 14 pe undeva, oricum. Da, uite-o. Hai că măcar cu orientarea stau cât de cât ok. Ai, 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 doamne. Bun. În fine, oricum nu am nevoie de asta. De fapt, ba da, de asta am nevoie. Așa am nevoie de Seared Tank. Dar chiar, ia stați, am o idee. În primul și în primul rând, iau astea și o să trebuiască să prăjesc, să fac niște sticlă. Bun, așa, deci. O să avem nevoie de... asta. Mă rog, asta nu e așa de importantă, dar e importantă. O să avem nevoie de... ce era că am făcut același lucru. Asta. A, uite, și vedeți, când am obținut asta, când am obținut achievement-ul, am primit și a treia carte. Asta... și acum ce? Nu așa. Asta tocmai am făcut-o. Asta... o să avem nevoie de blocuri. Și hai să paranjăm o leacă. Uite aici, îl facem. 3x3, ca de obicei. O leacă mai departe de casă, așa. Mă rog, nu foarte departe, având în vedere că sunt acolo, că acolo e casa. Dar, 3x3, 1, 2, 3x3. Așa. Acum, cred că o să-l fac direct, o leacă mai înalt, o idee mai înalt. Bun. Și o să avem nevoie de smeltery drain. În partea asta o să punem chestiuța asta. God damn it, cât de dobitoc îs. Și cum de nu mi-am dat seama. Mă rog. Lasă așa că nu e chiar... facem cu un bloc mai în spate.
Bun. Bun. Apoi, așa. Smeltery controller-ul, bun. Aici o să vină tank-ul. Și cred că asta e tot. Adică mai avem nevoie de niște grout ca să punem așa. Încă două smeltery drain-uri. Casting table. Stai așa. O să avem nevoie de oda asta. Și de... Cred că asta e ce am eu nevoie. Ar fi mișto să nu fie și să fi făcut degeaba două. A, și încă două chestiuțe de-astea micuțe. Așa. Hai că am făcut bine. Știi, chiar eram oleacă... Luat, mă gândeam, hai dă pui mei, dacă n-am făcut ce trebuie, mă iau grav. Bun. Așa, sunt ok, am alea făcute, mai am nevoie de niște de-asta. Clay. Sand, ha? Nu prea am sand. De fapt, asta e. 18... Nu, stai. Chestia asta prăjește o bucățiuna. Hai să facem. Bun, așa. 24, mai am 11 bucăți de nisip. Chestia asta nu mai rezistă prea mult, nu? Hai că mai rezistă ceva. Mă gândeam să iau de pe aici tot nisipul și apoi să acopăr gaura cu dirt, că vine destul de urât. Atât că o să trebuiască să fac rost de dirt. Da, nu-i bai. Bun, cât de ăsta avem? Hai că mai au puțin. Că să nu se sparge chiar așa de greu. Bun, cred că atât ajunge momentan. Pentru ce avem noi nevoie, e suficient, zic. Sper, cred, nu știu. Bun. Clay. De ăsta. Și nisip. Oho, cred că am, nu că cred, sunt sigur că am făcut prea mult. Fac this shit, nu, asta am nevoie. Bun. Oh, well, nu mai contează acum. Pastele, iau pastea. Nu, uite, asta credeam că e World Domination, nu Open Blocks. Da, Open Blocks. Aole, deci, de cât timp n-am umblat cu modurile, deja le încurc de le fac ca dracu. Bun. Hai să mai facem încă un chest aici. De fapt, asta e. Hai să mai fac niște chesturi. Oricum o să trebuie să mă duc să mai iau și niște lemn. Așa. Mai punem aici un chest dublu. Chit că mi-acoperă fereastra. Apoi în partea asta fix, uite, aici o să punem un chest. Și o să mai văd eu imediat. Ups. Trebuie să mă duc să fac rost de lavă neapărat. Mai am nevoie de ceva în partea aia și apoi o să fiu aproape gata. Ok, că am o oarecare idee de cum o să arate locul. O să fac un fel de căsuță în jurul chestii alea. Stai, seared window sau seared glass? Seared tank e așa și seared window e așa. Aud zombie. Nu știu de unde e și nu prea-mi place. Nu, pasta-l iau, pasta-l iau. Ce mai am nevoie de aici? Cred că nimic. Așa. Sau cel puțin nu-mi dau seama. Hai să iau asta să mănânc. Ca să nu mai ocup degeaba un spațiu.
Stai așa, deci. Așa. Tank. Și acum, asta nu știu sigur dacă e ca lumea făcută, dar mă gândesc că astea două ori să se unească și or să vină una după alta. Dacă nu, aia asta e, atunci am făcut în greșeală. În greșeală, am făcut degeaba asta. Ah, ok, bun. Asta e bun, asta e de bine. Perfect. Și o să mai pun încă un strat și basically ăsta o să fie smelterul. Ah, stai chiar, corect. Să pun și astea. Jap, jap, jap. Apoi, n-aveam un topor la mine? Nu aveam și trebuie să mai fac o lopată. A, dar chiar, ia stați așa. Acum mi-am amintit. În primul rând aveam, am un topor aici. Să iau și pasta cu mine. Și... Iron. Bun. Bun, 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 bun. Vreau să-mi fac o armură de iron pentru că ne-a oricum... La început e foarte bună și nici nu folosim foarte mult iron. O să mai minăm, o să mai facem rost de o grămadă de iron. Bun. Și mai am nevoie de... Încă o bucată de iron. Să fac încă o lopățică. De unde dracu se aude, că deja devine enervant. De fapt, nu, de asta o să am nevoie. Hai. Ok. Cred că asta e ok. Și apoi... Aici încă un perete și ăsta o să fie. Ăsta o să fie smelterul nostru. Bun. Acum hai să vedem. Material, senior and mild și, mighty smelting. Uite. Alloys. Menilim, 2 cobalt, 2 erudite. Alumite, pig iron, what? Iron, blood and emeralds. Ok. Bronze, cupru, aluminium, brass, made from aluminium și cupru, manilin, alumite, aluminium, iron și obsidian. Cât de bun e ăsta. Și de ce nu pot să fac steel? Ah. A, oricum asta îmi zicea cum să fac chestiuța asta. Sealed stone, molten glass, liquefied ender obsidian, what? Endstone, glue ball, ok, deci sunt chestii relativ adăugate. Bun, și de aici ar trebui să vedem, deci obsidian, alumite, ăsta ar trebui să fie bun. Mining level 4, cobalt. Ok, deci am putea să facem alumite, pentru că am văzut că este relativ cel mai accesibil de făcut. Fultul, durability, dar are durabilitatea destul de micuță. Oh, oh, ăsta e destul de rezistent, dar nu-i bun de nimic. Aoleu, cobalt. Hai că nu e așa mare diferența între alumite și cobalt, deci până ajungem în nether. A, uite, 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 ai steel, steel. Oh, bun. A, căcat că nu mi-arată... nu mi-arată... cum se numește? Nu mi-arată mama ei de treabă, că nu-mi vine acum. Rețeta nu mi-arată cum să îi dau melt. Mă rog, astea le mai știu, să vedem dacă e ceva în plus, ce... Wow! Holy fuck! Ok, asta știu. Asta știu, asta știu, știu... Ok, cam aici am rămas. Asta e aproape gata, dar chiar, voiam să dau jos copacii, ăștia doi, și să mă gândesc să fac un fel de...
nu știu, ceva căsuță pe aici. În jurul chestii astea. Așa. Bun. Și acum să dăm cu lopata, cu lopățica. Oricum o să facem niște unelte super OP de la chestia asta când o să reușim să facem cumva stil. Trebuie să mă uit pe un wiki să văd cum se face stilul. Și dacă nu, o să rămân la Elumite. Elumite. God damn it, cât de ciudat o să-mi fie să pronunț chestia asta. Bun, o să facem casa, mă rog, chestia aia de acolo din basically doar cobblestone. O să fie așa. Ha, și ha. Nu vreau să fie cine știe ce chestie. De fapt, asta e. Aș putea totuși să nu fac din cobblestone chestia asta. Să fac din lemn și în cobblestone. Ha! Ioi. Cred că de pe aici o să încep. Aici bănuiesc că n-are rost să las spațiu în spatele chestiei astea. Ok, uite, ceva de mâncare și niște sapling-uri. Oh, la chestia asta dropează destul de multe fructe de genul. Lucru care nu-i tocmai rău. Chiar e de bine. Bun. Bun, finally. Am terminat și noi chestia asta. De fapt, abia acum am terminat chestia asta. Teoretic ar trebui deja să meargă, oh da. Și o să trebuiască să mergem să găsim lavă. Adică, mă rog, era pe aici lavă. Deci, nu-i mare problemă. Bun. Ups. Cred că așa e bine momentan. Bun. N-am să fac cine știe ce chestie. Pentru că n-are rost să fac cine știe ce chestie. Stai. Aveam un topor pe aici. Asta vreau să-l țin tot acolo, la mine. Bun. Nu cred că mi-ajunge lemnul să fac suficient în jurul chestii astea, dar e bun. Așa, și o să intru pe aici și pe asta e. Partea asta am lăsat decât un singur bloc, măcar două dacă lăsam și tot era ceva. Oh, doamne, tai ăștia copacii, holy fuck. Ah, știți ceva? Ia că opresc aici copacul, opresc aici episodul până nu încep ăștia să facă suficient de urât încât să mă deranjeze și pe mine și pe voi și să fiu iritat. Așa că încheiem aici acest episod. Până data viitoare o să încerc să fac eu un fel de mini căsă, nu știu, să arate cât de cât ok. Pentru că știți că eu mă cam bat cu designul și n-am de gând să pierd un episod pentru asta. În episodul următor nu știu ce o să facem. Cred că o să încercăm să facem câteva unelte. Și da, cam asta e ideea principală. Oricum, adăptorii am fost Cristi. Vă mulțumesc de atenție. Bye bye.